Bună, eu sunt Mirela. Și eu sunt Tea, împreună suntem Meet Influencer. Astăzi o să vorbim despre ritualuri de îngrijire. Este tema pe care a propus-o Mirela, iar eu am îmbrățișat-o cu foarte multă bucurie. Bună, Tea, bine revenit. Sunt fericită că ești alături de mine. Noi am tot vorbit de ritualuri de îngrijire, pentru că sunt cumva date uitării. Deci, de unde anul trecut a fost trend? Deci, de rituals, că era pe TikTok, era pe Pinterest, peste tot ritualuri de îngrijire, mă, numai la noi nu. Tocmai ce ne întoarcem de la o conferință mare, o conferință care ține de zona asta de îngrijire, care ține de PADIR. PADIR este patronatul antreprenorilor din industria de frumusețe de la noi din țară. Mă, vorbim de industria de frumusețe. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în industria asta sunt toate ramurile de beauty. Sunt domeniile de care noi toți trebuie să ne bucurăm, să beneficiem. Mă, și ce am văzut acolo? Deci erau mărci câte lună și stele, cu de toate, cu creme, cu produse noi, cu lansări noi, cu fițe, cu așa. Mă, și în afară de profesioniștii din industrie, nu prea am văzut public. E și prima zi a târgului. Păi, las asta. Ideea este că nu e prima dată când văd această lipsă de interes față de propria persoană. Toată lumea s-a mutat în metavers. Ok, hai să mergem în metavers, dar ne și întoarcem. Păi, dar e complet diferit când ești într-un târg și vezi toate produsele sau stai și le iei, ai contact cu toate lucrurile online, îți însușești părerile altora. Mie îmi place să cred că este un târg, am ajuns chiar în prima zi. Trebuie să spunem că este la Hotel Pullman, putem să spunem că este la Hotel Pullman. Este organizat impecabil, foarte elegant, foarte drăguț și vreau să spun că de la an la an târgurile sunt tot mai sofisticate, produsele sunt tot mai grozave și nimic și nu traficul tot mai mic. Și traficul tot mai mic, lumea nu mai iese din casă și stă să li se servească la nas tot felul de informații scrise de alții. Și rescrise de alții. Dacă le mai bași și la inteligența artificială și mai schimbi tu trei cuvinte, devine textul tău, că nu mai știi ce este și ce nu este. Eu cred că aceste... Cum adică, stai, cum bagi textul la inteligență? Că am văzut cum se face cu machiajul. Deci e plin și jur că sunt reale și e vrăjeală acolo maximă. Dar cum faci cu textele? Păi, de exemplu, se știe, să vorbim întâi despre inteligența artificială. Noi la Academia la Badel avem și un curs de inteligență artificială, este ținut de un specialist din Danemarca, este extraordinar cum este ținut. S-a lucrat la inteligența artificială foarte multă vreme și noi ușor, ușor am intrat în contact cu inteligența artificială. De exemplu, când te uiți la Netflix și ți se spune primele 10 filme pe care vrei să le vezi, este cineva în spate care este o inteligență artificială care face acolo un algoritm și spune astea sunt cele 10 filme pe care tu vrei să le vezi. Adică noi de mult suntem în contact cu această inteligență artificială. Dar de ce spune? Vede după căutările mele? Că după căutări și aranjează algoritmii și noi ne ducem și dăm click crezând că într-adevăr alea sunt cele mai minunate filme, poate sunt, poate nu sunt, dar noi nu știm asta. Eu una nu știu asta și de multe ori în alea 10 filme nu este chiar ceea ce mă interesează pe mine. Ei, și așa s-a întâmplat că la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an au scos afară ChatGPT, au scos afară acest sistem de inteligență artificială în care ai o aplicație online în care tu, de exemplu, vrei să scrii vreau, te rog, un articol despre acnee, despre pustulele mari, conținut purulent de culoare galbenă, ceva, o chestie grețoasă pe care o pui acolo. Cum sunt eu foarte bună și pot să vindec această acnee în 2 timp și 3 mișcări și cum, după ce te-am vindecat, te întorci să arăți ca la 18 ani, fără nicio urmă, nicio cicatrice, nimic. După ce ai scris asta și mai spui niște cuvinte cheie, vreau să fie folosite următoarele cuvinte, crema mea care e cea mai bună, zațul de cafea, nu știu ce mai pune acolo, folosește, te rog, cuvintele astea, zaț de cafea, bățul ăsta cu care sunt întins pe față, chestii de genul ăsta. Dai click, mă, și începe să scrie la și spui vreau să aibă articolul 2000 de cuvinte, vreau să aibă articolul 100 de cuvinte. Mă, și începe și scrie la tac, 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 tac. Merge foarte bine pe limba engleză, merge și pe română, limba română este un pic de lemn. O iei, primește acolo o direcție generală pe care el a adunat-o din toate articolele care vreodată au fost pe internet. Tu le iei acolo, corectezi limba română, schimbi niște cuvinte, corectezi colo aia, vezi dacă ți se adaptează și ia cătă articolul care este în jumătate de oră gata. Îl postezi pe... Tu îți dai seama unde suntem?
tu îți dai seama pe mâinile cui cădem, îl postez, intru tare, eu să zicem că sunt tare, eu dau un exemplu, nu e asta ceea ce fac, îl postez pe internet, da? Vii tu, Mireluș, a, ia uite ce un articol mișto, ia hai să-l iau eu și să-l pun, există o aplicație care e un fel de mixer de ăsta, ia să-i dăm un, un text la aplicația aia, e un mixer, dai să-l numim mixer, da? Ia să-l punem noi acolo, ia textul, ți-l răsucește, ți-l bolânzește, îți dă cel puțin trei variante. Tu te uiți și vezi care e cea mai bună variantă, îl iei, mai adaugi tu ce mai știi, eu cred că trebuie să țin în mână și un telefon cu husă roz atunci când fac asta, te rog, uite, ținem și un zgârș de ăsta care prinde părul, să ai părul prins, că nu știu cum, și uite articolul nou. De unde ai început și unde ai ajuns? Tu, în total, n-ai avut acne niciodată, ți-a scris cineva acest articol și îți face copywriting, îți ia, tu doar ai coordonat-o, de asta spun. Nimic nu se compară, mai ales dacă vrei să înaintezi în vârstă cum trebuie, cu ochii tăi care văd lucrul în sine. Nici nu știu, m-a întrebat cineva dacă inteligența artificială e bună sau nu e bună. E ca și cum ai întreba acum dacă internetul e bun sau nu e bun. Nici nu mai poți să pui o asemenea întrebare. Ăsta este prezentul. Trebuie să te ocupi de el și, indiferent dacă îți place sau nu îți place, trebuie să-l cunoști mai întâi. Așa că o să vedem foarte multe articole și foarte mult conținut pe online, scris, pur și simplu scris, fără să aibă un om în spate. Să revenim la ritualurile de îngrijire. Dar ți-am răspuns, nu, cu inteligența. Da, mulțumesc. Am văzut o fată, da, la târg, venită cu geantă, telefon, chestii, a plătit ceva și a văzut un fond de ten, a lăsat totul jos și l-a pus în palmă și l-a dat pe toată fața. Și am zis, da, nu trebuie să te demachezi, era lângă ea, trebuie să ștergi un pic fața, nu spui el. Și direct pe față, așa? Da, și vânzătoarea era siderat. Și ea, de ce? Adică, ce aveam eu cu ea, nebună? Pe mine m-a durut inima când am văzut ce face. Era o fată frumoasă, cu o piele frumoasă, dar ce să vezi, pielea aia nu va mai fi așa frumoasă dacă o tratează așa. E mai mult decât indiferență. Dar nici nu ține fundul de ten, că nu face aderență dacă nu curezi bine. Dar avem și exemplu celălalt. Care exemplu? Păi eu am venit de unde am venit și trebuia să mă machiez tu repede. A, da. Și ai zis, ia să facem noi o tură pe la stand-uri. Poate povestești tu că a fost ideea ta și a fost una de mare succes. Deci eram înainte de emisiune și Tea nu avea machiaj. Și noi la un târg de produse cosmetice și de îngrijire corporală și așa, nu neapărat de farduri, de produse cosmetice decorative. Și mai aveam jumătate de oră până să înceapă emisiunea, până să înceapă filmarea noastră. Și eu zic, Tea, nu pot să merg cu tine așa. Nu că merg fără machiaj. Nu există. Odată în viața mea să fiu nemachiat. Nu există așa ceva. Și m-am tot plimbându-mă prin târg, am văzut o firmă care avea 3 BB cream-uri. Zic, îl vreau pe cel dark. Dar ideea e că fata care vindea acolo era o fată din Oradea, era foarte săritoare. Cu ce să vă ajut? Uite, avem ăsta. Nu merge pompa de la asta, că e nou. A schimbat pompele, a golit culoarea deschisă de pe atomizorul ăla și mi-a dat fondul de ten pentru Tea. Zic, ceva de demachiere văd eu acolo, ceva de demachiat fața, ai ok, dacă de demachiat ochii, zic, merge și pe toată fața, după care a venit ea, uite, puțin acid hialuronic și asta e o cremă cu colagen. Deci nu știa cu ce să ne mai ajute. Și să-ți dau și un ruș pe care l-a scos, nu știu de unde, și un creion de nu știu care. Am pus fondul de ten, a scos ea pudra ei, avea o pudră. Zice, dar copilul s-a jucat cu buretele ăla, nu pot să-l dau. Zic, nu, dischetă de vată, că nu-i așa lucră, mi-a dat dischetă. După care a scos un ruj, din care eu am inventat, am făcut genul ăla de machiaj minimalist, ochi, obraji, buze și ia tot timpul acolo. Cu ce să vă mai ajut? Ce rău îmi pare că nu am și mascara. Vai! Și nu știa, n-a știut ce să ne mai facă. Și m-a umplut de energie, cum să zic... atitudinea asta a ei. Deci una din puținele persoane pe care l-am întâlnit-o în ultimul timp, care să fie săritoare, să aibă empatie. Știi că parcă empatie pe cale de dispariție?
Păi este că dacă ești doar online, nu mai ai nevoie de empatie. Și dacă ești doar online și doar tot felul de ritualuri de astea de pe online, ai să vezi, este exact cum se tratează și acnea. Lumea are acne în condițiile, cândva nu aveai niciun fel de soluție pentru acne. Acum e plin de ritualuri de acne și în aceeași măsură lumea are acne pentru că nu-i suficient. Sunt generate de inteligență artificială. Artificială. Mirela, acnea... trebuie să începem cu ritualurile, sunt așa, avem așa de multe de spus despre ritualuri. Hai să începem cu demachierea, cu curățarea tenului. Nu există. Eu știu că trebuie demachiat tenul de dimineață și seara, da? Corect? Și în timpul zilei, dacă e cazul. Eu întotdeauna le explic două lucruri. Una este curățarea, alta este demachierea. Hai. Ideea de demachiere, lumea o ia și spune nu mă demachez fiindcă nu sunt machiată. De ce m-aș demachia dimineață deci dacă eu am dormit? Deci nu este n-am auzit asta. Da. Pentru ce aș face chestia asta? Tu ai văzut când ai vrut să îmi pui pe față, mi-ai zis stai că tu ești curată. Eu cum am ajuns acasă, primul lucru, curăț pielea. Și tot am demachiat. Și în mijlocul zilei, dacă eu intru în casă, primul lucru mă duc și îmi curăț fața. Și nu doar cu apă, cu ceea ce fac. Pun crema, pun laptele de machiant, pun toner ce am și cu asta am terminat. După aia pot să încep lucrurile în casă. Deci curățarea feței ar trebui făcută de cel puțin două ori pe zi. Iar dacă ajungi acasă după o zi de muncă, o faci când ajungi acasă, doar dacă știi că mai ai nevoie să fii machiată, să mai ieși pe undeva, o faci după o zi de muncă, când ajungi acasă, ca pielea să fie ok, o lași un pic să respire, da? Aplici ceva, o hidratare, după care seara îți faci ritualul de seară. Între două și trei ori pe zi trebuie curățată pielea, iar dacă tu știi că ai probleme serioase cu pielea, te uiți fără să-ți agresezi pielea în curățare, îi aduci aminte pielii că o iubești. Iar dacă vine vorba de demachiere, sunt două lucruri. Una e curățarea și alta e demachierea și asta te las pe tine să explic. Nu, cine te las? Demachierea ochilor, se face cu loțiune pentru ochi. Exact. Da? Demachierea feței cu demachiant, apă micelară sau un săpun special pentru spăla față. Am zis bine? Foarte bine. Apa asta micelară este o treabă extraordinară. Dacă altceva nu ai chef și nu ești în stare și nu cunoști și nu ești n-ai bani, n-ai răbdare, n-ai timp, n-ai, nu știu, lucrăm pe nu se poate, că asta este o treabă. O apă micelară serioasă, care de obicei este bifazică, se numește așa pompos bifazic, pentru că amestecă o parte uleioasă cu o parte, hai să zicem, apoasă, ca să sune, să înțelegă toată lumea. O amesteci bine, bine, bine și în momentul în care o aplici pe piele, acolo ai nevoie de o dischetă, bineînțeles că n-ai cum să o aplici fără dischetă, acolo ai nevoie de o dischetă și poți demachia foarte bine zonele foarte bine machiate. Este o demachiere care cuprinde toată fața, nu este ceea ce recomand la modul general, nu poți să treci doar dintr-o soluție de genul ăsta ca demachiere, dar dacă nu te-ai demachiat în viața ta și altceva n-ai făcut, măcar o soluție de genul ăsta trebuie să o pui pe față. Eu aici aș recomanda stilul pe care tu l-ai inventat și care și eu l-am adoptat de la tine, pentru că amândouă fiind de atâția ani în domeniu, avem tot felul de idei și ne inspirăm una pe alta. Iar aici eu aș lua stilul ăsta pe care tu l-ai adoptat, având în vedere că apa nu mai este cea care a fost, spălatul pe față cu apă trebuie lăsat doar atunci când faci duș. Și ce ar trebui să faci, ori dacă ai apă minerală sau dacă ai un aparat Kangen cum am eu, am apă de beauty și atunci folosesc apa de beauty sau îmi prepar eu o apă pe care să o folosesc pentru față. Dacă nu, tu ai inventat un sistem foarte simplu de folosire și o să te las pe tine să-l povestești. Alegem un lapte de machiant în primă fază și îl punem în palmă, îl amestecăm ca și când am avea săpun. Da? Deci în loc să pun apă cu săpun te spăl pe mâini mai întâi, că lumea nu se spală pe mâini. Nu există, mâinile curate. Și masez toată fața ca și când aș avea săpun. Șterg cu șervețel. Inclusiv pe ochi, foarte bine. Tot simți, simți la dege, în vârful degetelor, cum se duce mascara de pe gene, chiar e simpatic. Ne ștergem cu șervețele. Și te duci până pe gât, inclusiv pe piept. Da. Și asta o dată de două ori. După care putem folosi o apă micelară, da. După aceea o loțiune tonică și abia după aceea putem vorbi de continuarea ritualului de îngrijire. Dar tenul trebuie curățat și demachiat foarte bine. Știai, Mireluș, eu o să vorbesc despre acnee, că eu cu asta mă ocup. Am avut o discuție acum la târg cu cineva care spunea că tratează acneea foarte repede și foarte ușor. Eu sunt destul de reticentă. Da, știu, la mine imediat se tratează. Uite, e aparatul ăsta de nu știu cât. Îl tratez foarte repede și foarte ușor și așa. Pe de altă parte, am întâlnit o firmă formată din patru persoane, trei fete și un soț era acolo.
foarte drăguțe, extraordinare. Deci ai să vezi diferențe de atitudine, da? Atitudine smerită, fără ego, fără nimic, și am avut o discuție foarte frumoasă despre acne cu alte specialiste. Ei, într-o fază gravă acnea, eu recomand la noi ritualul, în fazele alea grave, 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 când de-abia mai vezi o bucățică de piele sănătoasă între, ritualul nostru de curățare poate să ajungă și la 7 produse. Pentru că sunt produse pe care le așez pe față, pe care nu le poți freca pe față, ele funcționează singure și cam după 2-3 săptămâni de folosire acestui ritual, pielea deja o vezi cum iese de dedesubt și s-a așezat pe direcția de curățare. Ce vreau să spun este că atunci când tenul este gras la curățare, trebuie să iei în considerare că ai nevoie, nu e suficient un singur produs. Ai nevoie de un produs care să dizolve ceea ce este liposolubil. Lipo înseamnă grăsime. Vin cu un produs pe bază de grăsime să dizolve grăsimile de pe față. Deci cui pe cui? Cui pe cui să scoată. Deci trebuie ceva cremos, da. Da, un lapte de machiant. Ceva cremos, exact. Aia pui, prima fază cu aia începi, aia pui pe față. Pui un lapte de machiant, de exemplu la noi, laptele de machiant, când pielea este în stare gravă, pui o cantitate mare, pentru că tu nu poți freca pielea. Și atunci, cu degetele foarte curate, sau mai bine ar fi cu mănuși, pentru ca să nu se absorbă în piele, o pui pe piele și o întinzi foarte bine. Nu folosim pensule, nu folosim chestii de genul ăsta dacă pielea are probleme, fiindcă după aia trebuie să dezinfectezi pensula, nu are rost. O întinzi foarte bine pe față. Nu freci zonele cu coșuri, iar deasupra, la această, după ce o lași un pic, da, în timp ce tu îți faci, poate te demachezi pe gât, peste acest lucru noi venim cu o spumă. E, când pui și spuma și cu într-o cantitate de aia serioasă începi și cu mișcări circulare ușor, ușor cureți, demachezi, măi, când cureți fața, când dai jos acel amestec de pe față, pielea deja strălucește. Atât de bine arată, atât de bine arată. După care vii cu această apă micelară, după care amestecăm, avem un toner, deci depinde de ce se întâmplă cu fața. De exemplu, noi avem un biobubble micelar, este ca un fel de gel care deja le are. Biobubble se cheamă. Biobubble? Biobubble, da. Face așa ca niște bubbles. Uh-huh. Ca o spumă. Este genial! Deci când vii și îl pui pe ăla pe față sau vrei, ăla și curăță, face și demachiere, deci avem produse care le fac pe amândouă. Este genial! Vreau să spun și pun accent pe acest lucru. Doar prin curățarea pielii și prin ritualul de demachiere, tu îți poți duce acnea într-un stadiu în care acnea devine vindecabilă. Dar lumea nu crede asta. Lumea vrea să ia pastile, lumea vrea chestii sofisticate. Este suficient să faci asta, pielea primește un mesaj că este cineva în oraș, care se ocupă, între ghilimele, în oraș, care se ocupă de piele și totul arată extraordinar. E un mit, sau nu? Nu știu. Care zice așa, cu cât umbli mai mult pe acne, cu atât ea se dezvoltă mai mult, se înmulțește. Adică mai bine să o lași în pace, să-și vadă de viața ei. Asta facem? Este un termen, e foarte bună treaba asta. Dacă te pui să scoți, nu te pui să scoți coșurile, atunci când îți scoți coșurile, acnea se înmulțește și te auto-însămânțezi, în caz că este o acne pe bază de stafilococ, te auto-însămânțezi. Iar curățatul pielii trebuie să ai grijă cum îl faci. Cum spuneam, trebuie să miști un pic, nu poți să nu atingi deloc, dar atunci când ai acne serioasă, o pui pe față, lași produsele să se curețe, după care tu îți curezi fața. Foarte mult din acne și foarte mult din curățarea acnei poate fi făcută la duș, pentru că alternarea de apă caldă și apă rece deschide porii, închide porii și face și această alternare de apă caldă cu rece, cu duș, face miracole în curățarea pielei. Cum facem, de la ce vârstă începem cu ritualul de îngrijire? Păi, dar eu am pe cineva în familie care la o vârstă de 6 ani avea deja coșuri negre pe nas și am cerut permisiunea părinților să mă ocup, i-am curățat fața, se deschisese foarte mult la 6 ani, se deschisese foarte mult pe vârful nasului un por. Și am zis, hai să încerc să scot acest punct negru ca să se manifeste. Dumnezeule, ce m-a speriat din ce a ieșit de acolo. Și de la vârsta aceea deja am dat ritual de curățare, pentru că acel por, bineînțeles că se lărgește și dacă tu îl ții plin, el se tot lărgește. Adică ceea ce vreau să spun, și asta chiar este o chestie care este bună de articol,
Cândva acnea pornea la pubertate. La băieți atunci când își intrau în faza de a deveni băieți, iar fetele cu prima menstruație. Ei, acnea debutează astăzi, dragi părinți, la vârsta de 5 ani, 6 ani. Iar acnea nu întotdeauna începe cu un coș, dar semnele sunt schimbarea texturii pielii. Dacă pielea copilului, care este catifelată, o vedeți că se schimbă, că porii se dilată, nu mai așteptați. Aia este acnea care bate la ușă și poate fi reglată din niște ritualuri de curățare și de hidratare a pielei. Adică pe nimica toată. Cred că aveam o prezentare de modă și era o manechină. Și am spus, vezi că trebuie să mergi, să te duci la un cabinet de cosmetică să scoți punctele negre de pe nas. Păi de ce să mi le scot? Că se fac chiar la loc. Și m-a lăsat fără replică. Și am spus, păi da, și te duci și le scoți. Deci că asta e ritual de îngrijire. Până la urmă. Este un film care se numește Scripcarul pe acoperiș. Personajul principal este Tevia Lăptaru. Și în timp ce împărțea lapte la toată lumea și venea toată lumea la el la căruță, cineva a spus ceva și el i-a spus, ai dreptate. A venit cineva, a spus o chestie complet opusă, i-a zis lui ăla, și tu ai dreptate. Și persoana a treia a zis, păi cum poate să aibă dreptate doi oameni cu păreri complet opuse? Și el a zis, bine, și tu ai dreptate. Fata avea dreptate. Și tu ai avut dreptate și avea dreptate, doar că vorbim despre lucruri complet diferite. Cum să stai cu acele puncte negre și alea nu se scot oricum? Adică să pui să-ți faci extracții, nu se fac oricum. Și încă o chestie. La tratamentul acneic, atunci când te duci la cosmetică, cea mai bună fază este ca primele faze, primele tratamente să se facă complet fără extracții. Să pregătești pielea, să devină elastică, să-și revină, să ridici imunitatea pielii în așa fel încât ea cu drag să se deschidă și porul să se închidă. Pentru că dacă nu faci asta și silești, pur și simplu siluiești pielea, rămân urme, te auto-însămânțezi, nu este ok. Nu este ok. Ok. Deci a curăța tenul este un ritual, da? Și fiecare poate să selecteze una, două, trei produse. Urmează produsele de îngrijire a pielii, da? Nu curățăm și atât, ne culcăm. Da. Punem crema, punem ulei, punem ser, ce facem? Și în ce ordine? Și cum mai trebuie? Că ai zis că și până la 7 produse poți să folosești ca să curezi tenul. Ok, să zicem că am folosit 3. Urmează. N-am menționat peeling, trebuie să spunem că peelingurile și scrub-urile fac parte tot din curățarea pielii și că în cazul acnei chiar trebuie să ți le recomande cineva, că nu te poți apuca de capul tău să frești pielea. De câte tipuri sunt peelingurile? Bune. Eu știu, dar noi nu vorbim pentru noi. Deci... Hai să începem cu cele mai blamate, cu peelingurile chimice, care cândva erau foarte agresive. Peelingurile chimice care pot fi făcute la medic sau pot fi făcute astăzi, de foarte multă vreme de fapt, pot fi făcute la cosmeticiană. Aceste peelinguri care sunt destul de agresive, nu le poți aplica pe o piele care nu este pregătită pentru acest lucru. Adică acele peelinguri care dorim să ne aducă rezultatul cel mai repede în înnoirea pielii, trebuie întotdeauna aplicate, am început cu cel mai de sus, trebuie întotdeauna aplicate pe o piele care este performantă. Și atunci hai să începem cu cele mai drăguțe și cele mai fine, de exemplu peelingul enzimatic, adică un peeling pe care îl așez pe față și pe care pur și simplu îl lași ca un fel de mască. Hai să definim puțin noțiunea de peeling. Peeling este o exfoliere a celulelor de keratină uscate care se adună pe ten. Sunt depozite, stradola lucid de pe piele, se exfoliază și el are nevoie să fie îndepărtat într-un fel sau altul ca să fie porii eliberați de reziduri. Da? Există mai multe metode de peeling și acum, iartă-mă, Tea, poți să continui. Păi, pielea, părul și unghiile sunt din aceeași familie și se manifestă prin keratină. Părul este keratină pură, unghiile sunt keratină, deci inclusiv pielea, așa cum evoluează celula, viața celulei, la un moment dat ea, celula își pierde viața pentru că are un ciclu de viață care durează cât durează.
pe o piele performantă la 30 de zile pielea este deja, trebuie, cum să zic, celula care a fost vie deja și-a terminat ciclul și începe o celulă nouă să se dezvolte și cu cât înaintez în viață, acele celule care, cum să zic, ne-au servit transformarea pielii se schimbă tot mai des. Deci ciclul de schimbare a pielii poate să ajungă pe la 80 de ani și la 2 luni, 2 luni jumate, de exemplu. Da? Ei, ca să dai jos aceste celule care se vede pe piele că nu este curată, se vede pe piele că nu este antrenată, că nu este performantă, că nu este sănătoasă, pentru că nu are glow. Deci o piele care este în stare bună are glow, strălucește, pui fondul de ten și stă pe ea. Păi da, și ce? Că eu, dacă mă întreb, eu pun o pudră de glow și la revedere. Deci are da, glow. Dar nu e același lucru și nici nu stă bine și pielea nu e sănătoasă și vezi persoanele alea care n-au niciun rit și totuși vezi câți ani au. Adică stai că nu e chiar așa. Pielea aia îți transmite ție, mă, sunt sănătoasă. Se vede pe un om că pielea e sănătoasă sau nu. Și atunci aceste celule care se adună, aceste depozite care se adună, cel mai simplu, mai ales de exemplu în cazul acnei, cel mai simplu le poți curăța cu ajutorul acestui peeling enzimatic. De obicei peelingurile enzimatice sunt făcute, au la bază fructe exotice, uite îți dau un exemplu, îți poți face și acasă o rețetă de frumusețe a bunicii, au aceste fructe exotice pe care atunci când ți le pui pe față și lași un peeling, adică ananas, kiwi, portocală, lămâie, uh-huh, gref, tot ceea ce poate să conțină acizi, uh-huh, da? Faci un peeling de genul ăsta, ți-l pui pe față, ți-l aplici pe față și în cazul unui peeling enzimatic lași exact ca o mască, acel peeling să acționeze un pic, el dizolvă primul strat de aceste celule care și-au terminat misiunea pe pielea noastră și când îți cureți fața, dintr-o dată pielea arată foarte bine. Restul peelingurilor, cele care sunt cu particule abrazive sau, de exemplu, scrub-ul pe care îl pui pe față și trebuie să-l freci, trebuie să ai o piele care să poată duce un scrub. Scrub-ul ăla nu se așează pe orice piele și nu se face oricum. Scrub-urile pot fi cu particule solide, pot fi cu particule lichide, de exemplu, pentru acne, noi avem un scrub pe care îl pui pe față, el este lichid și când încep doar să-l atingi, se transformă așa în niște frecăței și curăță pielea, hidratează pielea, gândește-te, un scrub care hidratează pielea. Adică este o lume întreagă a peelingurilor și a scrub-ului și ele trebuie cunoscute, ele trebuie aplicate. Și încă o dată, peelingurile chimice, cele de la care avem cele mai multe speranțe să ne mânească pielea, trebuie aplicate pe o piele care le poate duce dacă nu pregătită, o sensibilizează, dacă nu o sensibilizează la maxim. Ok. Acasă poți să-ți faci un peeling mecanic cu particule abrazive, care pot fi sâmburi de cireșe, de caise, de căpșuni, bicarbonat, bicarbonat, sare. Metoda tradițională este cu mălai și tărâțe, dar se găsesc produse cu polimeri, cu cuarț, cu cenușă de vulcan, cu cafea. Deci orice particulă poate deveni abrazivă dacă este incorporată într-o cremă. Cacao, zaț de cafea, cafea scorțișoară, care e scorțișoară, cafea care nu a fost tocată. Mare grijă la piper. Mare grijă la piper, dacă și la scorțișoară, nu toată lumea o tolerează. Da. Însă, am dat doar exemple de gomaje mecanice, bune de făcut acasă. Cleopatra ne-a învățat cu sare. Cu sare este genial. Ea amesteca sare cu ulei de măsline. Eu nu recomand neapărat ulei de măsline, că nu crește în zona noastră geografică, dar noi putem să luăm un lapte doina. Toată lumea știe acel lapte de machiant pe care îl avem noi și pe ADN. Da, să știi că e foarte bun laptele doina. Da, laptele ăsta românesc este foarte bun și foarte ieftin. Dacă altceva nu ai, cu lapte doina poți ieși la drum. Bun, clar. Și poți să-l amesteci cu sare, da, și să masezi fața. Profesoarea mea, care era din Rusia, îmi spunea că femeile din Siberia își fac exfolierea asta cu sare și frișcă. Ei, foarte bun. Crede-mă că în toată țara asta eu nu știu o sursă de frișcă naturală pe care să am curajul să o pun pe fața mea. Așa că pun lapte de machiat. Bun. La cât timp ar trebui să facem o exfoliere de genul ăsta? Dacă ai o piele pe care trebuie să o ajut să se înnoiască, pentru că vindecarea pielii vine doar când ea se înnoiește într-un ciclu cât mai apropiat de ciclul ei natural. Dacă ai o piele pe care vrei să o ajuți să-și aducă aminte cum trebuie să funcționeze, noi avem, de exemplu, niște peeling-uri pe care le punem o zi da, o zi ba, sunt foarte finuțe, foarte elegante, țin pielea strălucitoare, este extraordinar.
Altfel, cam o dată de două ori pe săptămână ar trebui să fie suficient. Sigur nu freci pielea. Sigur nu freci pielea și pielea nu trebuie să rămână în suferință. Dar pielea îți vorbește. Simți dacă ai făcut-o prea mult și prea tare. Bun, am stat de vorbă cu multe persoane și am întrebat, când ați făcut ultima oară un peeling? Eu n-am făcut niciodată. Niciodată, la 40 de ani. Pe bune? Foarte grav, mi se pare. Și vin la mine și îmi cer soluții de, nu știu... Dar vin să pui măști de frumusețe și măscara de frumusețe trebuie să activeze pe nu știu ce. Dar, repet, este un subiect pe lângă care se trece. Ori există, adică nu există o conștiință a îngrijirii, a ritualului de îngrijire. Dar știi de ce? De ce le e frică? Pentru că nu sunt conștienți că noaptea pielea face niște eforturi extraordinare să se regenereze, să se revigoreze și să înainteze în vârstă într-un mod demn. Ca să fii sigur că pielea ta își primește ingredientele și că fiecare produs pe care îl pui pe față are șansa să-și facă efectul, ai o ordine consacrată și verificată de, nu știu, de toate firmele de cosmetică și de toate bunicile noastre, o ordine consacrată ca să poți să ai rezultate optime. Ei nu știu chestia asta și nu văd de la o zi la alta cum pielea clachează, fiindcă nu este ținut așa cum trebuie. Ok, să spunem că am făcut gomajul și tu ai spus cuvântul ordine. În ce ordine punem produsele pe piele? Cu ce începem? Cu un ulei? Există uleiuri care sunt foarte bune la demachiat. Nu, de îngrijire, am glumit. Vorbeam de... Eu, de exemplu, acum știu că ai glumit, dar acum, dacă tot am zis să zic, mie, de exemplu, dacă plec undeva și, nu știu, am rămas fără nu știu, am rămas la cineva sau m-am dus, mi-am uitat machiajele sau mi-am uitat demachiantul acasă. Uite cum mi s-a întâmplat în Portugalia, că am venit de undeva, am venit din Peru, din junglă, n-aveam la mine nici de unele de demachiat. La primul hotel special la care m-am dus și am cerut un ulei de măsline, pielea mea duce, nu toată lumea, nu poți să folosești asta pe orice piele. M-am dus și am cerut un ulei de măsline care să fie în stare foarte bună și am folosit acel ulei și pentru curățare și pentru demachiere și până mi-am luat cremă, inclusiv l-am folosit pe față și după ce mi-am luat crema, fiindcă nu aveam foarte, foarte mult bagaj de cărat, am amestecat uleiul de măsline, un pic de o picătură cu foarte multă cremă în mână. Și uite, pe ulei de măsline am trăit așa vreo două săptămâni până am ajuns acasă. Pentru că eu am produsele mele, nu mă pun să experimentez, mai știu eu ce, nici n-am avut timp de așa ceva. În ritualurile de folosire a pielii, ca și creme, da? Foarte multe companii oferă uleiuri, tot felul de uleiuri. Sunt niște uleiuri aerate. Dar încă o dată, trebuie date și adaptate la piele. Nu toată lumea duce uleiuri pe post de produs de îngrijire a pielei. O piele nu poate trăi doar din ulei. Eu nu sunt prietenă cu noțiunea de ulei pe piele, poate doar seara. Dar da. Nu sunt de acord cu și știu persoane care își pun ulei înainte de fond de ten. Ceea ce sunt două medii total nemișcibile. Deci nu au cum să fie combinate. Și te întreb de ce nu ține fondul de ten. Dar vii cu ulei, îl dai jos. N-are cum să Bine, îl dai jos de pe piele și cu asta basta. Și atunci, dacă poți să cureți pielea, bine, dar nu poți să stai cu o piele. Dacă ai o piele grasă, vei să vii cu ulei și să te machezi. Nu merge așa. Serumul, când îl punem? Un serum, hidratant, cu acid hialuron. Dar serum este obligatoriu. Okay. Deci serum este partea mea preferată din ritual. Serumul este o substanță care, deși are un format lichid, are o greutate, are înăuntru niște formule, de obicei este făcut, cu niște substanțe care au o formulă moleculară, care pătrund foarte ușor în piele, pielea se simte foarte bine și primește greutatea, formula aceasta moleculară intră prin por, se duce până unde trebuie, deci este o pregătire extraordinară. Eu nu-mi imaginez cum ai putea să pui doar cremă pe față fără să folosești serum. Nu-mi imaginez. Deci ajunge până în stratul inferior al pielii. Ei spun asta. Trebuie să fie un produs foarte performant. Trebuie să fie un produs care a fost studiat la nivel științific, să ai un lot
pe care ai făcut experiență, cu care poți să arăți, ar trebui să ajungă la al doilea strat al pielii. Noi avem produse care ajung în al doilea strat al pielii, au fost cercetate, sunt aprobate în Israel, dar nu toate ajung. Dar hai să spunem că și dacă ne ajung în al doilea strat al pielii, poți folosi aparatură cu care să stimulezi acel lucru să ducă în al doilea strat al pielii, ca să fii sigur că ajunge, după care vii cu crema. Dar eu folosesc și 2-3 tipuri de serum înainte de a pune. Deci putem pune 2-3 tipuri de serum. Oh, da. Ok, să-l fie în ritualul nostru de îngrijire. Să fie un acid hialuronic, să fie o niacinamidă, să fie o coenzimă. Eu, de exemplu, noi avem un serum care îl folosim, este unul care este un înlocuitor pentru Botox și pe ăla îl pui în mod automat și pui accent acolo unde ai riduri, unde se formează ridurile de expresie, îl folosești. Dacă ai pigmentare, da? Avem amândouă o cunoștință care se ocupă de filmare și care a stat mult în soare și ai văzut că apare pigmentarea pe față. Ei, dacă ai pigmentare, clar folosești un serum care să se ocupe de pigmentare. Dacă sunt de la aceeași companie, compania știe să le creeze încât să aibă compatibilitate să tragă una pe alta. Dacă ai un ten care este gras, păi hidratarea nu intră foarte ușor în niște pori care sunt totuși încărcați, da? Ei, ai nevoie de un serum special care să fii sigură că el intră în piele. Eu îmi fac o combinație de mai multe serumuri înainte de, sau o chestie care ține de anti-aging. Ne folosim foarte multe lucruri care chiar dincolo de rid în sine, vreau să fie anti-aging ceva care chiar să se ducă în interior. Ei, le pun pe toate, am un aparat acasă care funcționează cu curent galvanic, un aparat atât de mic ca cel călcător de riduri, o grămadă de alte aparate cu infraroșu, cu tot felul de stimulări care să intre în piele. Tu mi-ai dat un aparat foarte bun. Propunerea mea este ca atât serumul cât și restul cremelor să nu le aplici doar singure, le întinzi cu ajutorul unui aparat ca să le stimulezi să intre în piele. Ce facem cu acnea seara? Există serumul pe bază de aspirină? Sunt bune? Sunt foarte bune, depinde cine le creează. Eu tot ce ține de acnee mereu spun trebuie testat. La noi la clinică... În general trebuie testate produsele. Și trebuie să iei un risc, că investești în formule și în chestii care sunt la modă, ți le pui pe față, la tine poate nu funcționează și atunci tu trebuie să-ți iei riscul să poți spune, băi, eu l-am încercat, nu este bun pentru mine, ia vezi dacă e bun pentru tine sau pur și simplu arunci la gunoi. N-ai ce să-i faci. Deci, la noi, de exemplu, înainte ca cineva să vină să ia produse, întâi faci testing. Pentru că fiecare produs reacționează altfel, iar acnea este dificilă, e ciufută, pielea cu acnea este o piele care te trezești că odată se înroșește și că nu mai e bună de nimic. Mie mi se pare dubios efectul ăsta de turmă. Păi o fată frumoasă, da, care arată bine și nu știu ce, și începe. Eu folosesc crema aia și serul ăla și așa de bine folosiți și voi. Și îl iei, te duci, investești, te trezești că nu e acea situație. Deci trebuie testat înainte, trebuie încercat, nu punem direct pe piele ce își pune altul, pentru că suntem diferiți de la un individ la altul, avem alt pH, altă tipologie, alt tip de ten. Deci efectul de turmă nu s-ar aplica, mă, și la niște bluzițe? Să vii, uite, ia și tu bluzița asta, să fii tot îmbrăcată la fel, asta nu vrea nimeni. Dar aceeași cremă o vor. Și să mai spun cum ceva legat de specialiști, da, așa este. Poți să o încerci, dar trebuie să o iei cu conștiința că eu o încerc, dacă este bună, bine, n-ai de unde să știi dacă funcționează dacă nu o încerci. Deci trebuie să o iei cu conștiința că s-ar putea să arunci o 3 creme până ți-o găsești pe cea care e bună. Dar vreau să-ți mai spun și ceva legat de specialiști. Când ai acnee și ai încercat ceva, de obicei acnea se manifestă prin faptul că erupe. Faptul că erupe nu înseamnă că produsul nu este bun. Înseamnă că pielea este pusă în funcțiune și erupțiile fac parte din vindecare. Mă trezesc cu foarte multă lume care vine la mine în plină erupție, în timp ce ei sunt într-un alt tratament. Eu n-am să iau niciodată pe cineva care se află în erupție să spun produsul ăsta nu este bun. Am pe cineva care vine la mine de prin Transilvania, era în niște tratamente legate de laser. Aparent, cât de cât erau bine, pielea se vedea clar sensibilizată. M-a sunat nu de mult să-mi arate că pielea a rămas înroșită, arăta mai bine după laser, dar rămasă cu o sensibilitate extraordinară, fiindcă atunci când faci laser pe piele care nu e pregătită, ea sensibilizează. Tu bagi acnea un pic înăuntru, dar când o piele este sensibilă, ea poate rupe. Deci dacă ajungi la niște specialiști care îți spun lasă tratamentul pe care îl faci, că ce fac eu este bine, vină la mine, continuă la mine, niciodată nu mă bag peste un tratament a unui coleg de-al meu.
Dacă pacientul decide că vine și îl văd că este erupție, îi spun, aia este erupție provocată de produs. Dacă tu simți că nu mai poți și că nu-ți face plăcere colaborarea, este decizia ta să începi. Dar altfel, să te baci peste un produs care deja își face treaba, fiindcă erupția poate să fie pentru că pielea se vindecă și erupția poate să fie că tratamentul nu corespunde. Dar o erupție, am avut pe cineva cu acnee de vreo 30 de ani, am ținut-o în erupție, pielea se vindeca pe lângă, iar erupția a fost pe față 8 luni. Adică acnea nu este simplă. Erupția înseamnă că ai niște coșuri care apar, dar tu vezi pielea pe lângă cum se vindecă. Pentru mine indicatorul nu sunt coșurile care apar, fiindcă ne-am săturat să reprimăm acnea. Pentru mine indicatorul este pielea care arată tot mai bine, tot mai bine, tot mai bine. Nu știu, o să vorbesc cu Corina Munteanu, președinta Padir, uite că încheiem și am început și încheiem tot cu ea, să se gândească, să punem nu doar pe hârtie, ci și în practică un program de inițiere, de promovare a unor ritualuri de îngrijire în școli. Nu știu, ora de dirigenție sau oră liberă după terminarea cursurilor. Copiii trebuie să afle ce să facă cu pielea lor, astfel ca pielea lor să rămână tânără și frumoasă cât mai mult timp. În momentul în care apare acnea asta, este foarte greu de tratat. Și ea nu apare degeaba și nu trece degeaba. Nu trece doar cu o cremă cumpărată, nu trece cu un ser cumpărat. Trebuie și există să apelez... și un factor genetic care odată ce se activează, steții. Pentru că acnea de astăzi nu mai este acnea părinților noștri și... Un adult este diferit dacă trece prin viață având la pubertate acnee sau trece prin pubertate fără acnee. Primești un cu totul și cu totul alt adult. Trebuie să fii extrem de perseverent să-ți tratezi acnea. Și care e mai bun? Ăla care a avut sau ăla care n-a avut? Măi, dacă ai avut, nu există mai bun sau nu mai bun. Dacă tu ai avut acnee și te-ai tratat și a trecut, atunci este ok. Dar vreau să-ți spun că e greu să tratezi. Eu am pacienți care devin mai deștepți decât noi cei care îi tratăm și care decid, gata, eu de acum nu mai am nevoie. Păi o acnee se tratează în 2 ani. Poți să o faci să arate mai bine. De ce? Pentru că atât îi trebuie piele. Pielea are memorie. A, memorie. Este un organism viu. Pielea are memorie și pielea știe să aibă acnee. Și atunci tu ai nevoie, exact ca la slăbit, de un timp pentru ca pielea să uite și să îi se instaleze. Vă vorbesc acum ca despre o ființă vie, pielea este al doilea organism al nostru. Este ceva. Ai nevoie de un timp pentru ca pielea să uite că a avut acne, deși ea nu uită niciodată că a avut acne, și să-și instaleze un comportament de piele sănătoasă. Când te lași de treabă la prima ocază, la primul stres, la prima, nu știu, ai pus capul pe nu știu care pernă, ai împrumutat nu știu de la cine, nu știu ce, ai folosit prosoapele la sala de forță, la prima chestie te poți trezi că acnea apare. Asta ia ceva prin transfer. Dar bineînțeles că se ia și uite, acnea există medicamente, nu există multe medicamente pentru acne. Spun eu că închem. Cel mai urât obiect de machiaj, cel mai dăunător obiect de machiaj este buretele ăla care e superb, e ca un ușor, e drăguț, e colorat, e din latex, e polizat. E jale. Beauty blender-ul ăla. Deci ăla n-ai cum să-l igienizezi niciodată 100%, trebuie cumpărat, folosit și aruncat. Așa e foarte bun. Nu zic că nu. Da? Bă, și dar era scumpe. Mamă, ce de bănet. Costa unul de la 50 de euro cândva. 80 s-a lansat. Mi l-a luat mie Cami Negrea când a fost la Paris, la nu știu ce târg, a venit cu el redus, era 60 de euro. Acum poți să le iei și mai ieftin. Bă, și în magazine sunt și de la 100 de lei la câțiva lei. Depinde de unde te duci să-l iei. Dar îl folosim și îl aruncăm. Oricât am dat pe să-l pui pe față. Dar, și plus că mai sunt anumite tipuri de ten care au cuperoză și așa și el e dur totuși. Și trebuie să ne ducem către bureți profesionali. Nu? Astea sunt burete pentru amator, beauty blender, pentru acasă. Da? Tu nu ești makeup artist. Tu ești un makeup artist amator. Tu te faci pe tine. Da? Tu poți să-ți iei un sac de la mare, așa, că am fost noi la Londra și am găsit, cu beauty blendere și în fiecare zi folosești unul și la unul. N-ai decât. Da? Dar în rest, mi se pare dătător de acne. Deci, și nu folosim. Dar duce acnea foarte bine de pe față. Pe alta. Deci nu există așa ceva. Asta trebuie ținut minte. Deci nu folosim beauty blenderul de pe o față pe alta, nu spălăm, că niciodată au apărut mașini de spălat,
pentru Beauty Blender, în vârte acolo au apărut niște cutiuțe drăguțe, una e ca un muffin, una e ca o căpșună, deci îmi vine mie să le iau pe toate ca să țin Beauty Blenderele, ca să-l țin geantă, dar nu-l refolosim, pentru că o să apară problemele. Noi ca make-up artiști nu folosim, pentru că n-am niciun chef să întoarcă la mine cineva să spună mama mi-a iritat pe față. Nu s-a întâmplat niciodată și nici nu vrea. Dar ne-am pus accent foarte mare pe curățarea pielei cu acne, că acolo sunt probleme, dar trebuie să spunem că o piele care este bine întreținută și curățată în decursul vieții înaintează în viața altfel. La 20-30 de ani pielea este minunată și o ai oricum la dispoziția ta, în cazul că nu ai probleme speciale, dar începi să ai nevoie de pielea ta mai mult decât oricând, la vârsta de 40-50-60, și atunci se vede clar cine a avut un ritual de folosire a pielii, de îngrijire a pielii și cine nu. Degeaba face botox, degeaba face acid hialuronic, fără un ritual de îngrijire, de curățare a pielii, înainte de a pune niște creme ca să le lași să fie active, fără niște serum cu ingrediente foarte active care se aduc aminte pielii, băi, ai mâncat, ai băut, nu poți înainta în vârstă într-un mod frumos. Și știi ceva? Te întâlnești cu oameni și vezi oameni și spui, bă, m-am întâlnit cu ăla ce-am îmbătrânit. Nu să-ți spună în față că arăți foarte rău. Se vede imediat pe tine dacă ai îmbătrânit, dacă pielea se ofilește, adică cunoașterea și pielei... Și ți-auzi vorbe pe mine. O da. Bine, suntem Mirela și Teia și ne luăm la revedere de la voi. O să ne vedem data viitoare.